lumea o expoziție pe care noi o intitulăm Urbanistica Fălticenului, așa da, așa nu. Vedeți cum ne-am strâns astăzi aici ca să onorăm această expoziție și cu prezența și să spunem și altora despre ce fel de activitate încercăm să facem astăzi, și anume o activitate de promovare a unor modele de urbanistică, așa cum credem noi că trebuie să existe într-un Fălticen bine dezvoltat, într-un Fălticen respectabil, într-un Fălticen care își continuă un destin exemplar în spațiul cultural românesc, în spațiul urbanistic și național. Alături de mine este domnul profesor Bulboacă, care o să ne spună și el câte ceva cuvinte despre Fălticenul de altă dată. Alături de mine este și domnul Marinel Dănilă, cel care este creatorul, practic, acestei colecții și a acestei expoziții, în același timp, alături de ceva prieteni din organizația noastră, și domnul Cristian Bălăscu, cel care a fost consilier local la Fălticen, un mandat întreg, și el ne poate spune mai multe despre cum trebuie să existe o luptă în cadrul comunității, o atitudine cetățenească care să păstreze, care să sprijine astfel de valori, cum sunt cele pe care le vedeți în imagine, în spațiul dedicat lui așa da, și anume în partea de sus a expoziției, iar în partea de jos e vorba de așa nu. Cu alte cuvinte, în ceea ce vedeți în expoziția noastră, ne-am gândit să adunăm doar câteva exemple. Sunt, din ce ne spunea domnul Marinel Dănilă, peste câteva sute de astfel de clădiri pe care le are el într-o colecție particulară, exemplară. Puțin sunt cei care pot să întreacă această strădanie de a strânge atât de multe mărturii frumoase ale trecutului, dar în același timp el a strâns și mărturii mai puțin frumoase ale trecutului și ale prezentului nostru. De asta el ne ajută astăzi să înțelegem bine ce înseamnă așa da în urbanistică și ce reprezintă pentru noi un ferm așa nu. Clădirile selectate de noi sunt unele emblematice pentru ce a reprezentat Fălticenul altădată la nivel de valori, de personalități, pentru că acestea le-au locuit, le-au dat o valoare în spațiul comunității zonale și naționale, fără discuție. Aici vedem o casă lui Grigore Vasiliu Birlic, chiar la începuturi. Alături de casa lui este o casă a lui unui mare proprietar, Iordanopol, în centrul orașului fusese odată, astăzi e dispărută. Casa Serafim Ionescu, apoi casa unde a fost pentru începuturi școala gimnazială Alexandru Ioan I. Mai mergem mai departe cu privirea, vedem o casă a lui Artur Gorobei, care fusese înainte casa lui Nicu Gane, dar noi o știm astăzi casa Gorobei, apoi casa Richter, Reicher îi spune mai bine, pardon, o casă unde fusese un boier de origine evreiască care s-a manifestat în spațiul târgului fălticenean, și mai vedem casa, o casă ce unde fusese unitatea militară, maxima, la privire, dacă o dăm spre dreapta, iar în capăt de tot e vorba de casa Lumineștilor, cea care a fost donată pentru colecția Galeria Oamenilor de Seamă. Dacă ne uităm la exponatele ce reprezintă așa nu, vedem că o bună parte din aceste clădiri care au fost pentru noi remarcabile prin valoarea lor au dispărut. Vedeți cum au gândit cei care erau administratorii orașului să distrugă o parte din centru, mai tot practic la oraș, dar o parte care se apropia de zona de mijloc a orașului, mai toată a fost dată jos, și ne gândim aici la alia pietonală, că mai are doar câteva din aceste case memoriale remarcabile, mai toate au fost puse la pământ. Ne uităm și vedem că una dintre casele de importanță mare pentru noi, pentru ce avem amintirea Fălticenului și a personalităților care au dat un bun impuls pentru dezvoltarea culturală a Fălticenului, Casa Morțun, a fost și ea distrusă și încă mai rămâne astăzi un singur perete, se chinuie să se mai, așa cu drzenie, să mai rămână cumva în picioare. Alături vedem cum în centrul Fălticenului, acolo unde astăzi este blocul turn, sau sunt mai multe blocuri turn gândite acolo, pusese o casă frumoasă, casa cu care Tide, vorbeam noi despre ea, alături de biserica
ce este catolică. Astăzi mai în spate vedem clădirea liceului Nicu Gane, care ne bucurăm că se păstrează încă o clădire de patrimoniu din 1886, încă cu corpul său principal ridicat. Ne uităm către dreapta și vedem clădiri care fuseseră fie în zona aleii pietonale, fie pe strada Ana Ipătescu sau în apropiere, toate puse la pământ de cei care au vrut să distrugă centrul istoric cu bună știință și să dea Fălticenului un aspect industrial, un aspect modern, care nu prea ne face nouă cinste. Cam despre asta este vorba, despre o ambiție a unui primar, nici noi pomenim numele, pentru că este de o tristă amintire pentru ce înseamnă istoria locului. Dacă ne gândim la felul în care trebuia să arate la Fălticeni un centru istoric, e pentru noi, până la urmă, o amintire care ne macină și vrem să o transmitem și altora, să nu uităm că aceste valori trebuie știute, cunoscute, păstrate, apărate, ca Fălticeniul să arate frumos. Despre asta e vorba, ceea ce ne propunem. Acest plan îl are și Partidul Național Liberal, la nivel național. Acest plan îl are și Consiliul Județean. Planul acesta de păstrare a patrimoniului este prioritar și pentru noi. Ne l-am propus în cele 8 puncte de campanie. Am propus să-l susținem și în activitățile noastre desfășurate în timpul propriu-zis al campaniei electorale. În scurtul timp pe care mai avem la dispoziție, vom face tot posibilul să promovăm aceste valori reprezentate de clădirile de patrimoniu ale Fălticeni. De asta noi, pe mai departe, încercăm să susținem acest punct de vedere prin alte luări de cuvânt și îl invităm, așa cum e, să spunem, feresc, în continuare, pe domnul Bulbacă să ne spună și de ceva cuvinte. Domnul profesor Bulbacă Constantin, poftim. Bună ziua! Mă gândeam că una din definițiile istoriei este următoarea. Este știința din care lumea nu a învățat nimic. Acest aspect al distrugerilor în timp nu e o mutație în istorie. Dacă veți merge în toată lumea, și am mers în multe locuri, de foarte multe ori un regim, eu știu, un mod de a gândi, a venit altul, au distrus, au sfârmat, fără niciun raționament. Foarte multă patimă, foarte multă ură. Lucrul acesta nu a ocurit nici Fălticeniu, pentru că anumiți oameni îndoctrinați peste măsură, nu se referă ce a spus domnul director, care candidează și are curajul să candideze, susține liberalismul care a contribuit atât de mult și va contribui mai departe la prosperitatea românească. Repet, aceste lucruri nu trebuie uitate. Și am mai scris pe Facebook, am scris că orașul Fălticeni, acum, tineretul din orașul Fălticeni nu se regăsește nicăieri. Nici în trecut, nici în prezent. Vorbim în permanent despre trecut. Vorbim despre personalitățile noastre din trecut, dar nu le regăsim pentru că în prezent avem un oraș care nu mai reprezintă trecutul, nu reprezintă nimic. Vorbim despre oameni din cultură. Aici, ca să vedeți cum încet, încet s-a schimbat, s-a transformat dintr-un oraș de cultură, într-un oraș care mai puțin se pune bază pe cultură, dar de fapt că nu se iubește cultura. Iubind cultura trebuie să conserve. Ca să conserve, în fiecare oraș, fiecare casă are un parfum aparte. Eu am spus și am repet, orașul de altădată avea un parfum. Parfumul ăla nu mai există. De ce avea un parfum? Pentru că era, nu era unitar ca acum, un oraș cu arhitectură unitară. Era un oraș cu arhitectură diversă. Vedeai tot felul de clădiri, fiecare îți spunea ochi. Unul, exact cum a zis și domnul director, avea cariatide, avea tot felul de... cum să zic? Toate aveau o arhitectură aparte. Deci nu era acum o monotonie. Când te uiți, vezi acea gri în stânga, gri în dreapta. Nu. Vedeai arhitectură. Noi acum, acel parfum a dispărut. Dispărând acel parfum și ne-a dispărut romantismul din noi. Aici aveți, de exemplu, aveți clădirea lui Grigore Vasile Bubelic, care are o întreagă poveste. Aici, părinții lui au avut aici crâșmă,
Deci Crâșmă și Dugheanu. Așa se numea atunci. Ori Bodegă și Dugheanu, ori Crâșmă și Dugheanu. Aici era intrarea în beci. În beci avea un beci, eu am fost în casa asta de mai multe ori, copil fiind, și am văzut, era într-adevăr nemaipomenit. Mai aveți clădirea Morțun. Emanuel Morțun a fost primar și prefect în mai multe rânduri în Fălticeni. El, deci, are o poveste frumoasă clădirea. În 1881, când a venit regele Carol I în Fălticeni ca să-și viziteze domenii la Mălin până la Borca, în partea altă, să viziteze, l-a anunțat pe Morțun că vine în Fălticeni. Cu mult timp înainte, Morțun a făcut comandă de draperii, de mobilă, de tot ce vreți la Paris, a adus, plus că a înfrumusețat cu caryatide de clădirea. Comuniștii, când au uitat, au dat caryatide de prima dată, au dat caryatide de jos și după aia a lăsat-o. Au venit, culmea este că noi l-am acuzat pe fostul primar care au demolat. Dar paralela există o similitudine din fostul și actualul primar. Demolările nu trebuie să continue. Orașul Fălticeni nu are industrie, cum am spus și altădată, nu are, dar are posibilitatea de a face turism cultural. Pentru că fiecare clădire, dacă o luăm la rând, are o poveste nemaipomenită. Și clădirea asta a lui Iorgandopol are o poveste, pentru că Iorgandopol a fost un avocat. El a salvat biserica albă din Baia, el a salvat-o printr-un proces care având la Suceava l-a pierdut, e mult de spus, nu vă spuneți povestea. Nu, vă țin mult spune primul că mă povestea ei. După aia el a mutat și a făcut o echipă de avocați și a mutat procesul la ea și a câștigat și a obligat familia care trebuia să dea bani pentru refacerea bisericii albă din Baia, a dat bani și a refăcut biserica albă din Baia, de care ne mândrim și la ora actuală, ne place. Aici avem, aici este, casa asta este CR pensionar. Aici a fost un farmacist, asta, aici era un farmacist renumit în vremea aia. Cum? Chișinevski. Nu. Farmacistul ăla a dat și pământul și a făcut, de fapt pământul l-a dat pe prefectura, că așa, l-a dat pe orașului și a făcut parcul împreună cu arhitectul. Pe parcul Borel, nu așa? Așa, parcul Borel, casa Borel, aici a avut farmacie Borel, Carol Borel, și a avut un frate și la Neamț, care și acum este, este fitofarmacie și la Neamț, acum este fratele lui. El n-a avut copii și a suferit din cauza asta, mult de tot. Aici aveți Suceve. Suceve a fost o frumusețe. Clădirile astea de aici sunt, noi spuneam că sunt palate. Pentru că erau mari, frumoase, cu tot felul de aranjamente arhitecturale deosebite. Aici exact este clădirea cu Dumnezeu, clădirea cu caryatide. Era plin de caryatide și cu stucaturi. Era noi nemaipomenite. A demolat-o fără niciun fel de regret. Vreau să vă zic o poveste. În 85, parcă, a venit o delegație de franceze în Fălticeni să viziteze orașul. Și fostul primar la vremea respectivă a arătat clădirile de pe centru și se mândrea cu ele și spunea, prin translator, spunea ce au reprezentat pentru oraș, câte culturi era acolo. La 2 ani mai târziu le-a dărâmat. Deci, ca să vă dați seama, te mândrești și dărâmi. Asta nu este corect pentru nimeni, pentru că, cum v-am zis, noi nu ne regăsim. Noi ne regăsim, deci chiar și tine, se regăsește prin fotografii. Se regăsește, ăsta a fost orașul. Deci, dar fotografia este în 2D, pe când clădești în 3D, o vezi, o pipăi. Vreau să mai zic, deci nu numai clădirea Morțun s-a dărâmat. La lângă care e oameni de seama, acum, în câteva săptămâni, era o căsuță, ca să zic, o căsuță. Acolo Eugen Lovinescu și cu Ecaterina Bălăceiu a ținut lecții cu elevi în timpul primului război mondial ca să nu piardă, copiii să nu piardă, să-și poată da examenele. Acum zilele, acolo a fost, după aia a fost o casă locuită și a fost toată arhiva de la galerie, oamenilor de seama, acolo a fost. A mutat arhiva de acolo, a dus-o la galerie, galeria s-a degradat în galerie și a dărâmat clădirea aia. Și bine să-și arhiva dispărut. Vreau să zic că
tot ce vreți să vă spuneți sau să spun despre oraș, găsi un arhive. Acolo găsi. Dacă nu ai arhive, nu mai există. Serafim Ionescu spune într-o lucrare de-a lui, spune că rușii când au venit în țară, pe la 1800 și ceva, primul lucru care l-au făcut, au ars arhivele. Au ars arhivele la școli și arhivele orașului. Și noi am continuat să facem același lucru. Ori le degradăm și le aruncăm, ori le ardem. Deci, sunt multe dispuși despre lucrul ăsta. Vreau să vă mai zic despre... asta e casa lui Leon Băncilă de pe Ocreangă. Asta există. Leon Băncilă a fost diacon și compozitor și dirijor. Pe la 1890-1900 a avut un turneu de concerte în Bucovina de Nord, în Cernăuți și în Câmpul Lung. La Câmpul Lung, când a ajuns, cânta multe, corul lui era cu multe muzică patriotică. Și la un moment dat, când a ajuns acolo, ăia erau atât de entuziasmați asistența, încât nu spuneau bine, spuneau ia mai zic cum am mai zis, ia mai zic cum am mai zis. Așa spuneau toți că vreau să mai zic încă o dată muzica aia patriotică. Aici, deci clădirea asta, asta există, pentru că întâmplător există. Da, școala Cuza există. Asta iarăși există. Și asta are o poveste frumoasă, clădirea, pentru că întâi Nicu Gane, părinții lui Nicu Gane au cumpărat-o, au făcut-o, și după aia Artur Gorovei, după ce Nicu Gane a plecat din oraș ca primar la Iași, Artur Gorovei a cumpărat-o. Artur Gorovei, dacă să vă spun, este o poveste frumoasă despre el. El a lăsat moștenire țării, nu orașului, dar și orașului, o bibliotecă. Deci biblioteca lui Artur Gorovei avea cam 10.000 de volume. Nu mai este unul din volumele alea. Toate au dispărut. Deci, dar a lăsat țării o întreagă arhivă despre tot ce înseamnă, cum să vă zic, arta populară. El a avut șezătoarea care reprezenta și a lăsat enorm. Iași, acum când au venit, când a fost, s-a sărbătorit, da. Artur Gorovei, nepotului Sorin, nu știu, Ștefan Sorin Gorovei, a vorbit despre asta. Este enorm. Eu am descărcat vreo câte... Vă completez eu aici, domnul Ludic, dacă știți, la Muzeul de Etnografie, da. Domnul Iași, încă vreo 2500, aproape spre 3000 de cărți de etnografie și reviste sunt încă salvate, da, ale, donate de Artur Gorovei, da, colecția Muzeului Etnografic. Da, doar atât, dar pentru noi, cărțile lui nu prea mai sunt în spațiu. Deci, vă zic așa, deci, Artur Gorovei a donat cărți, George Stinu a donat cărți, Vasile Ciurea n-a apucat, nu o să le destoieze cărți, dar n-a apucat, deci, și Vasile... Donațiile au fost total, oamenii din cultură din oraș, în jur de 40.000 de volume. Acum ai văzut la bibliotecă, dacă găsiți 1.000 de volume la bibliotecă, nu. Dar nu vechi, noi. Ce am vrut să zic, că, apropo de ea, că am vorbit despre Artur Gorovei. Artur Gorovei și cu Vasile Ciurea au făcut săpături arheologice în jurul Fălticenului, inclusiv la Baia. Ei au, din banii lor, din salariul lor, au cumpărat o mulțime de documente vechi, o mulțime. Citeam în Vinea Crede că ei și-au cheltuit salariul pentru asta. Au dispărut toate. O parte au fost date când s-a dispărut, când s-a desfințat muzeul în 1972. Au fost date în țară, iar o parte nu mai știu nimic de ele. Mulțumesc. Voi cam mult. Nu, îmi place. Frumos. Și cum trebuie, cu istorie nuanțate, foarte interesante despre clădirile și istoria din spatele clădirilor pe care noi încă le mai avem în spațiu fălticenean. Mai despre fălticenean, să ne spună ceva despre cum vede lupta asta care trebuie să existe între cetățean și administrație ca aceste clădiri să rămână funcționale sau să fie restaurate? Ei, domnul, aici, în partea de jos, practic am văzut o crimă arhitecturală a Fălticenului, da? Comuniștii aveau o viziune a lor, ideea lor era să distrugă burghezia, da? Nu le-a fost suficient că i-au închis, că le-au confiscat averile sau orice aveau, da? Le-au stat fără slujbe și așa mai departe.
au atentat inclusiv la construcțiile pe care le aveau, fără să se gândească la răul pe care îl fac arhitecturi orașelor respective. Practic, i-au scos pentru că în mare majoritatea caselor, așa cum a prezentat domnul Danil, locuiau în partea burghezii din Fălticeni, da? Și ceva băierile din zona, zona Fălticeni, da? Și au scos din case. Plănește, da? Și strat. Iar în marea majoritate a cazurilor s-au făcut blocuri. Totuși, din nefericire, această politică continuă. Și nu numai prin dărâmarea casei Morțun, de exemplu, da? Sau a unor clădiri. Continuă prin faptul că s-au căutat locuri. Mai bine spus, nici comuniștii n-au îndrăznit să facă lucrul ăsta. Da? Dar actuala administrație locală a dat aviz tuturor antreprenorilor care au găsit un loc pe undeva, pe orice străduț în orașul Fălticeni și au vrut să construiască un bloc. Și astfel au apărut în zona de case, au apărut tot felul de blocuri care nu au nicio legătură cu estetica arhitecturală a unui oraș european. Nici măcar strada Ion Creangă n-a scăpat de asta, da? Ulița Rădășinilor, cum o tot numește, inclusiv domnul Călugărița, dacă era aici, cred că ar fi avut o dezbatere și mai aprinsă. Dar n-a scăpat. Și unde s-au găsit să fac un bloc? Lângă casa lui Mihail Sadoveanu, da? Deci au făcut un bloc acolo lângă casa respectivă, ca să nu mai spunem cum au renovat casa lui Mihail Sadoveanu, că practic au renovat-o urmând parcă planul blocului. Adică grădina liniștii au transformat-o în grădina betonului. Da? Asfaltul nu mai are nicio legătură cu ceea ce era înainte, da? Și în niciun caz nu respectă planul inițial al casei. Dacă o să ne uităm, nu avem o poză aici, dar cei care au văzut poze... Se seamănă cu povestea de Leaș, Boșteu. Nu avem Boșteu, dar nu are nicio legătură. Problema cea mai mare este următoarea. Dacă eu știu, într-o chestiune cum este și a câinilor vagabonzi, da, de care se discută acum foarte mult, da, câinilor comunitari, care au început să fie așa dintr-o dată otrăviți, după 12 ani, se încearcă rezolvarea problemei, da, nu s-a găsit până acum, dar acum, după 12 ani înainte de alegeri, se încearcă rezolvarea problemei. Dacă asta s-ar putea rezolva după 9 iunie cu o nouă administrație într-o lună, două, asta cu blocurile nu mai putem modifica. În schimb, ceea ce am putea să facem este măcar să oprim această crimă arhitecturală care continuă, din nefericire, la 34 de ani de la Revoluție. De asta avem nevoie de schimbare. Ce v-am spus, orașul Fălticeni a fost un acolo niciodată în oraș industrial. A fost un oraș cultural. Și în oraș trăiau cei mai mulți proprietari de pământ din jurul orașului, trăiau aici în oraș. Ei au dezvoltat și au ajutat la dezvoltarea culturii în oraș. Într-un interviu al lui cu Valentin Gheorghiu, marele pianist, Iosif Sava l-a întrebat, a afirmat, este adevărat că în orașul Fălticeni existau 300 de piani? El, copil fiind, a acoperit în casa unde este acum, unde a fost, de fapt, nu mai este, pe Suceavei, lângă care eu am luat seama. Nu mai este Bucurul Silvic. Acolo a copilărit și a dat concerte, copil fiind el, cu fratele lui Gheorghe Gheorghiu, care era violonist. Era mai mare ca el. El iau concert el la pian și... Junică Tatus. Junică Tatus, da. Așa. Și spunea, și Valentin Gheorghiu a spus, da, este adevărat, existau 300 de piani. Pentru că fiecare proprietate de ca era de pământ sau chiar din magazin în oraș, avea pian. Deci, da, erau, am uitat să vă zic aici, cam un mic, dar mă gândeam să vă zic. Aici, în fața, asta este partea din interior a clădirii din centru, palezul, cum spunem noi acum. În față, eu am prins ultima tipografie, tipografia Bendit, prin 1964, încă mai era rotativa. Lumea nu știe ce înseamnă rotativă, erau rotativă, mergea cu ziarele pe sus, se chipăreau zori noi la Fălticeni.
După aia, în 65 a dispărut tipografia. Au luat-o de aici și au dus-o. Și în 785 au dărmat. A vedeți ce este aici. Dar am spus bine. Scuze. Casa